Bună ziua, bun găsit între prieteni! Vă invităm să discutăm despre una dintre cărțile mistice ce a fascinat oamenii de-a lungul timpului. Un vechi text apocrif care a fost exclus din Biblie. Cartea lui Enoch, împărțită în 105 capitole, conține relatarea pe care ar fi făcut-o Enoch despre călătoriile sale, precum și sfaturile pe care acesta le dă fiului său, Matusalem. Aflăm detalii de la Sorin Lucaci, psiholog, și doamna Felicia Waldman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Bine v-am găsit! Mulțumim pentru Bine te-am găsit și mulțumim pentru această prezentare frumoasă! Dar ce frumos, dar ce subiect de discuție frumos, și îmi place că tu mereu vii așa cu tot felul de subiecte provocatoare. Da, m-am gândit să schimb un picuț macazul și dacă până acum am tot venit cu cărți de psihologie și psihoterapie. Da. De altfel foarte, foarte normal. Utile. De data aceasta m-am gândit să ne ducem un pic în zona de spiritualitate și m-am gândit la cartea lui Enoch și cartea tainelor lui Enoch, pentru că am făcut foarte multe materiale cu doamna profesor Felicia Waldman și cu domnul profesor Teodoru Ghiondea pe acest subiect, pe acest personaj, cum spuneai tu, personaj fascinant al Vechiului Testament, al Bibliei, așa cum se specifică în facerea. Cel de-al șaptelea patriarh biblic, da, care a trăit nici mai mult, nici mai puțin, decât 365 de ani. Dacă noi credeam că Matusalem a trăit multe, uite Enoch cât a putut să trăiască. Dar doamna profesor Waldman, da, pentru că mă bucur din suflet că a răspuns pozitiv invitației de a vorbi pe acest subiect. Cred că toată lumea își dă seama că acești 365 de ani pe care i-a trăit Enoch nu sunt întâmplători și bineînțeles că are legătură și cu calendarul anual, și ne va povesti multe lucruri despre ceea ce înseamnă îngerii căzuți, despre poate Metatron, despre ce sunt nefilimii, bineînțeles atât cât ne permite timpul, dar consider că este un subiect foarte important, iar cărțile, cele două cărți, cartea lui Enoch și cartea tainelor lui Enoch, pot fi găsite pe site-ul editurii Herald și pot spune cu mâna pe inimă că sunt dintre cărțile cel mai bine vândute din portofoliul editurii. Pentru că e mult mister care înconjoară, știi, scriitura, și probabil asta întotdeauna pentru o să atragă. Pentru că, da, și ne va completa, da, doamna profesor Waldman, se spune că Enoch este cel de-al doilea bărbat alături de prorocul Ilie care nu a cunoscut moartea. Ia să vedem. Dar uite, punct de discuție aici, ia să vedem. Cum adică nu a cunoscut moartea? Păi ce, da, s-a întâmplat? Da, într-adevăr, e un personaj fascinant, în afară de, să zicem, ascendența lui și faptul că este al șaptelea la rând. Este un personaj fascinant pentru că, spune textul biblic, a trăit conform preceptelor lui Dumnezeu și ca atare, în loc să moară, a fost luat de Dumnezeu la ceruri. Chiar așa spune textul. Cum era, se înălțau, nu? Adică da, nu moreau, era înălțat, exact, cer, era, da, înălțat de Dumnezeu la ceruri, și spre deosebire de alte personaje din Biblie despre care se spune că nu au murit, ci au fost luate de Dumnezeu la ceruri, Enoch a devenit înger. Este singurul care a devenit înger. Și sigur că asta face din el, dacă vrem, un model. Sunt mulți gânditori, mulți mistici, mulți oameni preocupați de spiritualitate care văd în asta un deziderat, care văd în asta un lucru care merită să fie încercat și, sigur, în speranța că va fi atins. Este un personaj fascinant pentru că în momentul în care a devenit înger, în momentul în care a intrat în lumea divină, unde ne spune textul biblic sunt o serie întreagă de alte ființe, pentru că textul în original nu menționează îngeri, deci nu există ideea de îngeri, înger, da, ci există creaturi ale lumii divine, în ebraică chiar se numesc haiot, care înseamnă viețuitoare, așa, creaturi ale lumii divine, creaturi pe care tradiția ne spune că noi le facem prin ceea ce noi întreprindem, da, să se manifeste ca înger sau ca demon, uh-huh, să se manifeste pozitiv, deci sau negativ. Deci noi le dăm această valoare, exact, să zicem, da? Uh-huh. Așa, și în acest context, Metatron, îngerul, da, Enoch, care se va numi Metatron, așa, în această nouă calitate a lui de înger,
este singurul care păstrează o serie întreagă de atribute umane. Sigur, legenda spune că păstrează, de exemplu, calitatea de a avea încheieturi. Așa. Ființele din lumea divină nu au încheieturi. Da. Metatron păstrează calitatea de a avea încheieturi și de a putea să stea jos. Ceea ce în mistică e foarte important, pentru că e, de fapt, dacă vrem, testul, capcana pe care misticul o întâlnește în calea lui spre Dumnezeu. Dacă îl întâlnește pe Metatron și nu știe despre ce e vorba și crede că a ajuns la Dumnezeu, este de fapt testul suprem că n-a înțeles nimic și că experiența este nulă, este egală cu zero. Dar de ce este o scriere apocrifă? De ce n-a fost povestea lui? Sau cum au rezultat toate aceste scrieri? Da, povestea lui este de fapt o poveste asemănătoare cu modelul lui Ezechiel, pentru că acolo este de fapt baza misticii de acest tip, mistica de tip așa numit extatic, de tip ascensiune spre Dumnezeu prin diversi pași și prin diverse tehnici și metode. O ascensiune care este de altfel utilizată în mai toate misticile vechi. E vorba de o autoelevare, de o autotransformare. Sigur, în mistica iudaică e vorba de pași specifici, la celelalte mistici e vorba de, sigur, întreprinderi care sunt în contextul respectivei mistici, dar ca metode, ca tehnici sunt foarte asemănătoare, evident. Ei bine, în descrierea lui Ezechiel, care se înalță spre Dumnezeu și vede un palat de cristal și un palat de foc și apoi tronul divin, tronul lui Dumnezeu, pentru că, desigur, Dumnezeu nu poate fi văzut. Așa este, da. Dar putem vedea anumite manifestări ale lui, anumite atribute ale lui. Cartea lui Enoch este, de fapt, o replică, dacă vrem, la această ascensiune. Este o descriere a ascensiunii lui Enoch pe aceleași coordonate. De ce avem două? Pentru că, în realitate, e vorba de un text inițial în limba ebraică, din păcate care nu s-a păstrat, dar din care avem o traducere în etiopiană și o traducere în slavonă. De fapt, acestea sunt cele două cărți ale lui Enoch pe care le avem astăzi. Sigur că... Dar se mai pierd acolo niște nuanțe. Exact. Sigur că orice traducere, prin definiție, înseamnă și o trădare, nu? Așa se și spune. Deci e clar că avem în această traducere niște diferențe față de original, dar traducerea măcar ne arată care este ideea acestui text, traducerile ne dau ideea, care este semnificația textului original. Sigur că fiecare traducere vine cu anumite modificări, de asta avem două traduceri. Și interpretări, adică exact. E vorba și de cel care traduce, nu apropo sigur, de și cuvinte, de modul de în care sensuri, traducerea, da? Și de modul în care traducerea respectivă transcede de-a lungul timpului diverse generații, diverse reproduceri. Și mai există, trebuie spus, o a treia carte a lui Enoch, chiar așa se numesc, Enoch 1, Enoch 2, Enoch 3. Există o a treia carte care, de fapt, nu este cartea lui Enoch, ci este o carte scrisă ceva mai târziu, dar care urmează același model și de-aia este inclusă în acest corpus al cărților lui Enoch, pentru că reproduce, dacă vrem, experiențe asemănătoare și tocmai de aceea este reprezentativă, pentru că ne arată modul în care Enoch a devenit model, modul în care Enoch a devenit un deziderat pe care și alții au dorit să-l urmeze. A dus el așa o viață ascetică, și aici mă refer la modelul pe care noi îl avem atunci când ne gândim la sfinți sau cei care ajung să fie considerați sfinți. Aici trebuie spus că tradiția iudaică, prin definiție, este o tradiție socială, nu este o tradiție care încurajează individualitatea și retragerea în singurătate. Este o religie care încurajează tot ceea ce înseamnă lucrurile în comun. Și practica și învățarea preceptelor religioase este în social, este împreună, este în comunitate. Asta este, de fapt, explicația pentru supraviețuirea poporului evreu atâtea mii de ani, spre deosebire de alte popoare antice care au dispărut. Această comuniune, da. Exact. Cum și sunt chibuțurile, de exemplu, nu? Că și acum... Da, este un model, practică. Exact. Da. Este un model în care comunitatea trăiește împreună, face totul împreună și împarte ceea ce reușește să obțină pentru ca toată lumea să poată supraviețui. Ceea ce îl privește pe Enoch, deci avem această poveste a lui care a trăit conform preceptelor divine. Deci nu neapărat ascetic, nu neapărat... într-o retragere din lume în singurătate, ci din contră, în mijlocul, rânduiala, cum exact, zice, în mijlocul poporului din care provenea, în mijlocul poporului lui Israel,
a trăit conform celor, așa. Și aici trebuie spus, nu, da? Sunt 10 porunci în Biblie, sunt 613, 613 porunci în Biblie, așa. În Biblia ebraică, da? Drept pentru care el se spune a respectat toate cele 613 porunci. Acum, trebuie spus că o parte din aceste porunci, sigur, toate aceste porunci au fost gândite într-o epocă și într-o societate care astăzi nu normal, mai are, normal, evident, echivalent. Da. Și o serie întreagă din aceste porunci nu mai pot fi, acum, da, astăzi, da, nu mai pot, da, fi respectate, că nu mai există condițiile de atunci, nu neapărat că nu s-ar dori. Există chiar o carte a unui american care se cheamă Anul în care am încercat să trăiesc Biblia. Și a fost tradusă în română, deci cine vrea poate să o citească. Și este o carte care arată cât de imposibil este, de fapt, astăzi să mai respecti toate aceste 613 porunci. Dar Enoch a fost cel care a respectat aceste porunci, a fost iubit de Dumnezeu și ca atare a primit acest, dacă vrem, premiu, acest cadou, a fost ridicat la ceruri și a fost făcut înger. Acum trebuie spus iarăși că povestea continuă să fie fascinantă și acolo, adică și în această etapă a angelizării lui, pentru că, de fapt, de la, să zicem, statutul foarte simplu de înger, de proveniență umană, care, într-un fel, face legătura între om și divin, pentru că are experiența ambelor planuri și care, în mistică, de multe ori este ghid al misticului în lumea divină, pentru că are această experiență umană care îl apropie, da, de tot ceea ce înseamnă om care încearcă să ajungă în lumea lui Dumnezeu. Și atunci este ghid, dar dincolo de asta, încet, încet evoluția calităților lui în lumea divină a fost extraordinară. Sigur, în ceea ce privește aceste texte care îl descriu și care îl urmăresc în ascensiunea lui, ei bine, devine încet, încet avocat, dacă vrem, la curtea lui Dumnezeu, al fiecărui om care ajunge acolo, cumva, dacă vrem, apărător, pledează, da, pledează, exact, ei, da? Pledează pentru calitățile omului în fața lui Dumnezeu, sigur, încercând, nu-i așa, să mai îmbuneze lucrurile. Exact, să zicem, să pun accentul, da, pe lucrurile pozitive să și să pună, pic, da, să pună un pic în umbră lucrurile, da, da, negative. Da. Mai departe, acest rol avansează și devine, dacă vrem, avocatul întregului popor al lui Israel în fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, nu-i așa, toată Biblia ebraică, tot poporul Vechiul ales, Testament, da, este poporul ales. Dar aici, da, trebuie spus că, de fapt, nu e un poporul ales pentru o soartă mai bună. De altfel, istoria e cea mai bună dovadă că nu, nu asta e vorba a fost, de așa, exact, ceva. Nu asta, da, a fost ideea. Da. În tradiția ebraică se consideră că poporul a fost ales pentru a transmite mesajul unicității lui Dumnezeu, pentru a transmite mesajul monoteismului. Se și spune, de altfel, în textul biblic, nu pentru că ești cel mai mare dintre popoare te-am ales, ci tocmai pentru că ești unul dintre cele mai mici. De ce? Ideea era să convingă prin puterea cuvântului, nu a armei. Și atunci, evident că trebuia să fie un popor mic și care să aibă această menire, dacă vrem, să transmită mesajul. Știm foarte bine că de-a lungul istoriei această alegere n-a fost deloc simplă, sau mai bine zis, această calitate de popor ales n-a fost deloc simplă, din contră a avut de suferit extrem de mult. De altfel, trebuie să amintesc că aici este în Scripcarul pe acoperiș, în filmul făcut după cartea lui Shalom Aleichem TV Lăptarul, este o replică celebră care este valabilă și astăzi, în care personajul principal, vorbind cu Dumnezeu, îi spune: Doamne, știu că noi suntem poporul ales, dar din când în când nu poți să mai alegi și pe altcineva. Mai lasă-ne în, da, pace, deci, nu? Deci e o povară cam grea, din când în când nu poți să mai alegi și pe altcineva. Da. Deci nu e neapărat un lucru, da, să zicem, ușor de dus, da? Pozitiv este, dar nu e ușor de dus. Și atunci știm, de altfel, că toată Biblia ebraică, tot Vechiul Testament, este o continuă negociere între om și Dumnezeu, pentru că poporul Israel continuă să păcătuiască, continuă să greșească, Dumnezeu îi pedepsește, iartă, le o ia de la capăt. Le trimite molime, da, și toate, a, așa, cele, da, apoi iartă și o ia de la capăt. Da. E bine, în acest context, deci Enoch Metatron, de altfel trebuie spus că Metatron este o denumire interesantă pentru tradiția iudaică, nu este un nume evreiesc. Observ că este, n-are rezonanța, da, se specifică, pare că era un nume, da, al unei, să zicem, poziții în armata romană, de unde acest nume derivă,
Și pentru că el era un astfel de conducător, a fost denumit cu acest nume. Ei bine, Enoch Metatron devine deci avocatul întregului popor al Israel, iar ulterior, în această evoluție interesantă a personajului în lumea divină, ajunge chiar să fie conducătorul creaturilor din lumea divină, cel care conduce ceea ce am putea numi cete. Cetele, așa, exact, nu? Cetele creaturilor în lumea lui Dumnezeu, cel care conduce, dacă vrem, tot ceea ce înseamnă preamărirea lui Dumnezeu. Deci el e cel care cântă pe șapte voci, care conduce tot ce înseamnă adorarea lui Dumnezeu prin muzică, prin sunet, și de asta devine important și în ce privește muzicalitatea. Și până la urmă ajunge cel mai important personaj din lumea lui Dumnezeu, de la un simplu om. Asta este de fapt ceea ce îl face atât de fabulos, atât de extraordinar și de ce este un deziderat. Minunat. Acum, da. Și trebuie spus iarăși că mai este interesant un lucru. În evoluția lui a căpătat, dacă vrem, atribute de la mai mulți îngeri. A căpătat și atribute de la îngerul Mihail, care are sabia. Spada, exact, sabia. Da, da. Și a căpătat ceva din atributele lui. Fără să, să zicem, fără să-l scoată din joc pe Îngerul Mihail, dar anumite atribute au fost transferate asupra lui Enoch Metatron. Ce e mai interesant însă este că mai există un personaj care a dispărut, a existat în tradiția iudaică, dar a dispărut la un moment dat, un înger care se numea Yahweh. De ce a dispărut? Pentru că numele lui era de fapt foarte apropiat de numele lui Dumnezeu. Yahweh, exact. Da. Și era de fapt un ceea ce am numit astăzi un Dumnezeu mai mic. Era de fapt conducătorul. Intra în concurență cu Era zice, conducătorul da. Lumii divine, sub da. Dumnezeu, dar foarte aproape. Da. Iar de fapt Metatron ceea ce a făcut a fost să împrumute calitățile acestui înger, care prin transferarea asupra lui Metatron a dispărut din tradiție, da. Și Metatron a preluat acest rol de conducător. Ce frumos! Uite, Sorin, dacă vrei să ne citești, uite, un pasaj din da. Carte. Eu aș sta cu voi încă 3 ore de acum înainte și nu m-aș plictisi. Învățătura, cum i-a învățat Enoch pe fiii săi. Ascultați-mă, copiii mei, nu știu încotro mă duc sau ce mi se va întâmpla. De aceea, copiii mei, vă spun acum, nu vă întoarceți de la Dumnezeu. Mergeți dinaintea feței sale și ascultați poruncile sale. Nu întinați rugăciunile mântuirii voastre, pentru că Domnul să nu scurteze lucrul mâinilor voastre și voi să nu fiți lipsiți de darurile Domnului, iar Domnul să nu vă lipsească de câștigul darurilor sale în hambarele voastre. Așadar, binecuvântați-L pe Domnul cu primul născut al turmelor voastre și cu primul născut al copiilor voștri, și El va coborî veșnic peste voi binecuvântare. Iată, copiii mei, nu știu încotro mă duc și nici ce mi se va întâmpla. Iar acum, copiii mei, nu vă întoarceți de la Dumnezeu și mergeți înaintea feței Domnului și ascultați judecățile sale. Și nu împuținați jertfa mântuirii voastre și Domnul nu va împuțina lucrul mâinilor voastre, să nu vă zgârciți cu darurile Domnului, Domnul nu se va zgârci cu darurile sale în hambarele voastre. Minunat, minunat, Sorin. Din păcate nu mai putem sta la discuție, dar știi prea bine că suntem mereu deschiși aici, putem să mai facem ediții astfel încât să mai aflăm tot felul de lucruri valoroase de la amândoi. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi și ne-a făcut mare, mare plăcere. Și ne promiteți, dacă mai veniți în această formulă, da, nu scap.